al treilea videoclip aici în Dubai. Va fi o super producție astăzi. Și de unde l-ați luat aici? E gratis. E gratis? Am eu niște relații. Zici că am dat 2-3 telefoane și eu am o echipă mare aici, da, de producție. Și acum doar le lăsăm acolo. Mergem doar cu astea. Să vină băieții cu ele. Vin băieții cu ele, nu? Ne-am luat cele mai mici. Ah, ok. Unde am venit? La studio. Să înregistrăm. E lume minunată în care veți găsi numai copii. Scriem dragostea la infinit. Fii povestea mea fără sfârșit. Ca furtunile pe mare, exploziile solare, ne iubim. Scriem dragostea la infinit. Fii al vieții mele. Așa, astăzi este a 5-a zi în Dubai, al treilea videoclip. Ne pregătim de videoclipuri și bineînțeles de Dubai și avem foarte multe rochițe. Și între timp și el și Clara își fac bagajul, nu? Da! Yeah. Unde mergem? În Dubai, la distracție și la piscină! Yes! Eu merg să filmez 3 clipuri. Și am venit cu aceste dube pline de echipament, oamenii mei aici. Va fi o super producție astăzi, cu atâtea lumini, atâtea cabluri. Mamă, ce îndubă asta! Wow, da, v-ați întrecut pe voi! Cum de-ați reușit să luați atâta echipament? Și de unde l-ați luat aici? E gratis. E gratis? Am eu niște relații. Oricum avem multe relații aici, da, în Dubai. Acum am niște relații și am dat 2-3 telefoane și eu am o echipă mare aici, da, de producție. Și acum doar le lăsăm acolo. Mergem doar cu astea. Să vină băieții cu ele. Vin băieții cu ele, nu? Ne-am luat cele mai mici. Ah, ok. Dacă nu v-ați dat seama că este un pamflet, vă spun eu acum. Acesta este echipamentul nostru, ca de obicei, dar noi facem cele mai tari clipuri, oricum. Pentru că suntem foarte eficienți. Al treilea videoclip aici, în Dubai. Să le cuprindeam toate, avea de călării, să te fii fiecare. Superbe, două prințese superbe, sunteți minunate. În sfârșit a venit și ziua când filmăm împreună. Sunteți superbe, minunate sunteți. Uite, filmează cineva acolo, vezi? Se filmează ori o reclamă, ori un film. Pare un film sau ceva. Am ajuns aici. Wow! Aici, la Leagăn! Ce frumoase sunteți, măi! Ce m-am bătut Leagăn aici? Sunteți superbe! Măi, da, ce frumoase sunteți! Superbe sunteți! Bun, foarte bine! Hai să faci de balea asta!
acolo, de mână. Mă opriți și dați cu picioare, faceți inimioare, mă luați din brațe. Hai și mă luați din brațe. Ia, dați-vă un pic așa pe braț. Alai, mi-a plăcut, zâmbet, zâmbet, fericire. Hai. Foarte bine, bravo. Și o inimioară? Hai, bun. Superbe, infinitele mele, superbe. Dintre camera, vină la camera, vină la camera. Hai. Bun, foarte bine, bravo. Și te rotezi, faci vietă. Asta e. Bravo, Clara, bravo, iubita mea. Hai, foarte frumos. Super. Aveți emoții? Nu. Nu? Sunteți bine, da? Da. Unde am venit? La studio. Să înregistrăm? Da. O lume minunată. Amândouă, de data aceasta, da? Înregistrăm separat, apoi se unesc. Da, exact. Ca să se audă vocea. Împreună. Da, amândouă. Perfect. Suntem pregătite, da? Da. Super. Încă un etaj. Poftiți! Faceți cunoștință! Este Ela, Marius, Clara. De când eram doar un copil și stele cuprindeam în poate, aveam câtă dorință. Wow, ce bine sună! Ia, cânt cu mine pe gol. Așa. Super, iubita mea, ești minunată. Bravo! Da, acum dai le ele. E o lume minunată în care vei găsi numai copii. O lume cu măsoare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și o lume a inocenței păstrate orice ar fi pentru copii. Cu mai multe clare facem și mai multe. E o lume minunată în care vei găsi numai copii. Normal? Nu. Ca niște copii. Ca niște copii, da. Nu
normal, o să aveți timp să cântați ca niște copii la locul de joacă. Știți cum sunt când vă duce la locurile de joacă și sunt de gălăgia copii? Aia e energia pe care o trebuie. Da? Da, toate cântați, da. Ia să vedem. Dragii mei, în scurt timp ne vom întâlni la concertul meu de la Sala Palatului din 16 octombrie, Povestea Sufletului Meu. Vă aștept cu brațele deschise și cu toată dragostea să sărbătorim împreună cei 30 de ani de carieră pe care i-am împlinit anul acesta. Toată viața mea a fost un cântec despre iubire, suferință, renaștere și vindecare. Pe 16 octombrie vă voi împărtăși toată povestea mea prin muzică. Va fi un spectacol inedit în care eu mă autodepășesc ca artist și voi oferi publicului o experiență muzicală și vizuală de excepție. Am pregătit super multe surprize pentru voi și împreună cu invitații mei speciali vă vom oferi momente de neuitat. Așadar, ne vedem pe 16 octombrie la super concertul meu, Povestea Sufletului Meu. Vă pup și vă aștept cu drag!